Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de la Școala de Șoferi. Astăzi vom conduce noua mașină de școală pe care am prezentat-o în episodul anterior. Hai să vedem un pic imagine din episodul anterior cu mașina respectivă. Asta este mașina nouă de școală care este în pregătire, gen mașina veche, o avem acolo, eu acum mașina asta. Și mă uimește faptul, așa, detectez, am găsit cheia și am băgat-o în contact. Din aceea de se mișcă și liniile respective, dar... Suntem în nou nostru Suzuki Ignis Hybrid, o mașină cu comenzi pe volan, cu cameră pe spate, cum ați putut vedea, foarte, foarte mișto. Hai să vedem cum se și conduce. Într-o primă etapă, cum v-am obișnuit, vom merge în Militar Shopping Center, unde vom face câteva parcări. Pot spune că din momentul în care m-am urcat la volan, am întâmpinat câteva diferențe față de vechea mașină. Anume, noua mașină Suzuki Ignis 1-2 Hybrid, 90 și ceva de cai. Direcția este mult, mult mai ușoară, gen învârț volanul mult, mult mai ușor decât la mașina cealaltă. Cursa pedalelor este un pic diferită, este mai rapidă decât mașina cealaltă, are comenzi pe volan, avem date despre consumul instant, consumul mediu și așa mai departe. Este o mașină care m-a impresionat foarte, foarte plăcut, plecările sunt mult mai line, accelerările mult mai line, este o mașină pe care eu voi da examenul. N-am auzit când s-a oprit motorul. Mașini japoneze? Sunt mașini japoneze, bune. Deja ți-a ales Suzuki ăsta? Și nu altă mașină, Logan sau... Deci... Criteriile după care eu aleg o mașină la ceea ce îmi trebuie, înțelegi? Pentru a învăța, pentru a debuta în activitatea asta, trebuie să faci pe o mașinuță mai mică ca să înțelegi... Mașina are sistem de start-stop, este o mașină care are ca principal scop să economisească combustibil. Hai, unde vrei tu. În acest moment mă foloseam foarte tare și de camera pe spate. Vreau să observați ușurința cu care întorc de volan comparativ cu fosta mașină. Pot să-l întorc lejer și cu un singur deget. Mă dat de să fie și un polițist, înțeleg. În camera de marșerie. Uite-te, știu cum ai aliniat. Deci partea asta e chiar suprapusă, e perfect. Hai, du-te înapoi. Tot eu să mă gândesc la binele vostru. Gata. Acceptabil. Da, uite și cum. Acceptabil la foarte bine, da? Da, e ok? Deci... atât de aproape de cel din față când se află în rampă, pentru că scapă spre tine. Da. Și după aceea o să plângi că nu mai ai faruri. Da? Așa, scuză-mă că ți-am dat totul de târziu. Ți-am dat târziu, da? Fiind obișnuit cu voi, cu ele, adică vă aduc de fiecare dată și deja vă pregătiți să faceți virajul ăsta la stânga, de data asta mi-am lăsat aminte târziu, da? Ei bine, cum spune domnul instructor și cum am fost învățat și eu, dacă e nevoie, stăm aici 2 ore până ne putem băga fără nici cea mai mică problemă sau fără a strânge nici circulația. Se poate sta aici până la 2 ore, nu este absolut nicio problemă, da? Dacă nu-i stânjenesc venirea lui, înseamnă că m-am băgat corect. Cum spunem, tot în cartea care am citit-o eu,
Să nu îl oblig să frâneze. Să facă manevre pentru a mă evita pe mine. Aha. A citit. Să reducă sau să frâneze. Dacă se întâmplă asta în timpul examenului. Vreau să mute un ceva unde a spins. Robi. Nu. Parcarea laterală, momentul în care camera pe marșarier m-a ajutat enorm, enorm de mult, mai ales că aveam niște linii trase pe ecranul acela, după cum ați văzut și la începutul acestui videoclip, și m-a ajutat foarte mult acele linii. Bineînțeles, eu am continuat să parchez după reperele pe care deja le știam de la domnul instructor, însă, bineînțeles că m-am folosit și de minunata camera pe marșarier, care m-a impresionat plăcut. Pe strada aceasta, domnul instructor mereu mă pune să fac întoarcerea din trei mișcări. Bineînțeles că știam că asta va urma, în general, la mintea cocoșului. Ei bine, am intrat în minunatul București, unde lucrurile s-au schimbat, este mult, mult mai aglomerat, iar aici trebuie să fii foarte atent în toate părțile posibile, pentru că majoritatea nu respectă regulile de circulație. Ați priceput, domnul? Da. E o mașină foarte... adică la 9.000 de euro... Ce, ce trebuie? Deci eu iau 9.000 exact cum e asta acum, cu camera pe spate, cu... tot, cu tot ce este pe mașină. Vreau să mai dai o rablă la schimb sau de asemenea? Ei te bagă în programul ăla cu rabla, dar sunt rablele lor. Nu mai tai să... Înainte? Adică pe cângaș? Pe dreapta, pe dreapta, pe dreapta, pe dreapta. Hai, hai, hai! Hai, hai de că te-a lăsat. Așa. În acest moment mă aflam în a nouălea cer. Una dintre mașinile mele preferate se afla chiar în stânga mea la niciun metru distanță. Mercedes G-Class G63 V8 Biturbo este 150.000 de euro frumusețea asta. Da? Deci de la Mercedes. Da. Aro de la Câmpul Lung. Aro de la... deci Aro de la Câmpul Lung, știi ce-i face lui ăsta? Ce? Uite așa... da? Din toate punctele de vedere. Dacă ăsta intră unde intră Aro 243, înainte? La Câmpul Lung, la dreapta, da. Și că înainte la dreapta, da. Da, mă, înainte și la dreapta. Ah, mă spuneam înainte, adică... Nu, nu. Deci asta e... ăla Aro, Aro seamănă cu el leit. Deci este leit, dar nu face ăla, ăsta ce face Aro. Ce face Aro? Are, nu intră ăsta acolo, mă. Astea sunt de fițe, de... Da, dar Aro nu are 550 de cai, cât are ăsta? Mă, dacă are 950 de cai, dacă are 2000 de cai, înțelegi? Dacă are motor cu reacție cu 2000 de cai, ea are degeaba. De, pur și simplu, degeaba, tu înțelegi? Asta e o prostie cu atât performanțele astea la care au ajuns. Hai.
Ulterior m-a lovit curiozitatea și m-am gândit să-l întreb pe domnul instructor ce se întâmplă, frate, dacă cineva dorește să cumpere o mașină de școală. Ce beneficii sau ce dezavantaje are? Și am discutat ceva mai mult. Scos pedalele. Scos. Nu, că deci nu are o siguranță. Cum vine ăla rotund unde se bagă așa, are o siguranță deasupra. Tragi de siguranță și scoți în lateral pedalele. Vreau să le scot pentru că n-aș vrea să merg cu un prieten și să facă miștouri cu mine. Da, ți le scos. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată pentru episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare la ultimele noastre două ședințe de condus. Aveți grijă de voi. Pa. O doamnă care n-a mai condus de mult.